Situat în vecinătatea Bucureștiului, județul Ialomița nu se remarcă nici prin frumusețea stațiunilor balneare, nici prin orașele sale, care au nevoie de schimbări radicale dacă vor să atragă turiști și să ofere o viață de bună calitate locuitorilor. Dar pământul din Ialomița este bun pentru agricultură și roditor. Sunt aproape 400.000 de hectare de teren cultivat, iar agricultura este sectorul care a atras cei mai mulți bani europeni. Peste 9.000 de fermieri au primit anul trecut subvenții de la APIA, în valoare de aproximativ 84 de milioane de euro. Fermierii au învățat să acceseze și programe care să-i ajute să investească în utilaje și aparatură, atât de necesare pentru o producție mai bună. Acum strângem grâu pentru următoarele încărcări, că o să vină camioane la încărcări. Ion Chirnoagă a accesat 128.000 de euro pentru o magazie, dar și pentru achiziția de utilaje pentru ferma sa din Mihail Cogălnicianu. Cel mai important este să strângi recolta și să ai unde să o depozitezi, cel puțin temporar, dacă nu pe termen lung, pentru că nu avem un siloz în apropiere să ducem și atunci ne este foarte utilă din punctul ăsta de vedere, ca să strângem recolta, după care terminăm recoltatul, începem să vindem produsul, poți să mai aștepți 30, 60, 90 de zile în funcție de cât îți permite buzunarul să mai aștepți, că avem și noi cheltuieli și plăți de făcut la termene. Și după care începi să faci vânzarea. Când am construit magazia, aveam 70 de hectare. Ca și spațiu de depozitare e undeva la 700 de tone. Deja spațiul e mic acum pentru 300 de hectare. Sperăm să mai accesăm un fond european să ne mai facem o cerblă sau încă o magazie. O stație de tratare a semințelor, un tarar, un uscător, dar asta pe viitor. Vedem ce bani vin de la Uniunea Europeană, că fără ajutorul lor nu putem să facem, că nu suntem așa de capitalizați să băgăm milioane de euro, că nu avem bani suficienți. Deci numai cu accesarea fondurilor europene. Așteptăm acum. Cât ați vrea să mai accesați? Ce sumă? La ce sumă v-ați gândit? Cât v-ar ajuta? Păi nu știu, modernizarea fermei și în jur de 300-400 de mii de euro. Pentru ca producția de cereale să fie bogată, fermierii au nevoie să irige culturile. El consumă foarte multă apă acum. Deci, în faza de lapte ceară chiar a trecut de lapte ceară. Acum funcționează. Noi mergem de la stație cu apă de la stația de repompare din cadrul UAI-ului și avem bandă de picurare de 22 de mm cu picurator de 1,4 litri pe oră din 40 în 40 cm. Anul ăsta vreau să accesez echipamente pentru irigat pe modernizarea fermei. Noi am făcut chestia asta să fim eficienți cu apa, adică să nu pierdem foarte multă apă. Am 120 de hectare de porumb, între care 90 de hectare numai la picurare. Sistemul de irigații este o prioritate pentru fermierii din Ialomița. Fermierii care își udă culturile reușesc să scoată o producție dublă de cereale. Organizația utilizatorilor de apă pentru irigații, Aliseo, le pune fermierilor apă la dispoziție după ce stațiile de irigații au fost modernizate cu ajutorul banilor europeni. Se numește canal distribuție 1, CD1. Este din amenajarea Ialomița Călmățui. Apa, cum v-am spus, vine de la Brăila, de la stația de bază Ime Gheorgheu, repompare la Spirul Haret. Și în urma comenzilor, ANIF-ul ne livrează apă, care noi, prin aceste stații de pompare, o dăm utilizatorul conform cerințelor. Și spuneți că 900 de hectare sunt irigate. Da, aproximativ 900 de hectare de această stație. Sunt și stații care avem 1300, 1700 de hectare. Și în total toate stațiile? Total suprafață care o are UAI Aliseu este de 5399 hectare suprafață irigabilă, suprafață netă. Spuneați că apa este luată din acest canal, da, și este livrată mai departe beneficiarilor. Fermierilor. Fermierilor, persoane fizice, juridice, indiferent cine, contra unei taxe, cotizații care se percepe la organizație.
cel puțin în zona noastră, zic, și mai ales în acest areal unde este OAI Aliseu, precipitațiile sunt foarte puține. Plouă în Slobozea, unde sunt eu, și aici nu plouă. Dau telefon, domnule, cât a plouat? Domnule, n-a venit deloc sau foarte puțin. Deci în zona aceasta extrem de importante sunt irigațiile. Noi nu am pompat cu această stație, că nu era funcțional un motor, nici automatizare din acum 40 de ani. Puteați iriga bani, fără banii europeni? Am irigat foarte, foarte puțin. Un singur an, o singură campanie, asta fiind de o lună de zile în 2009 sau 2008, iar de atunci până când ne-au dat ei banii, până când am făcut, nu am mai ridicat deloc. Și răsărnirea a fost la mila cerului. Exact, exact. În jur de 5 milioane de euro au fost banii accesați atât pentru stațiile de pompare, cât și pentru rețeaua subterană de conducte. Pe această stație au fost două proiecte. Primul s-a finalizat în 2015, constând în automatizarea stației, adică schimbând agregatele de pompare, cât și tablourile electrice din stație, făcând în așa fel încât stația să poată funcționa singură. Al doilea proiect a fost finalizat în 2020, care a constat în schimbarea rețelei subterane de irigație, conducta principală și nouă antene. Au fost cu ajutorul AFIR-ului subvenționate 100%. Stații care le avem noi sunt 4 și, pentru toate și puncte de livrare a apei, noi zicem ploturi, da. Două momentan funcționale, care și acolo am accesat fondul. La câțiva kilometri de stația de pompare, un producător de gogoșari își admiră producția obținută cu ajutorul sistemului de irigații. Cât de important este să irigați cultura asta? Păi ați văzut ce înseamnă partea cealaltă și în partea asta. E diferență. Acum ați speranță. Putem spune că e dublă recolta? Cred că da. Cum ar fi fost dacă nu era acest sistem de irigație? Păi irigam tot la țeavă, cum, la spesoare. N-aveai cum să te descurce la 4 hectare să pui, o luai câte o jumătate de hectar, câte un hectar, câte un... Dacă am avut bănuțe, m-am extins. S-a văzut și anul trecut, am avut 3 hectare. Are în total aproape 10 hectare de teren cultivate cu legume și cereale, iar în 2017 a accesat și bani europeni. Am accesat, am zis că nu iau, am reușit, am luat, mi-am luat utilaje, le vedeți aici, și am fost ok. Câtă? Ce sumă? 40.000. 40.000 de euro, cu care ce ați cumpărat? Utilaje. Utilaje pentru? Cu tractorul care l-am aici, 650. Deci aveți un tractor și ați cumpărat utilaje? Aveam doar tractorul și îmi trebuia pentru legume. Cultivat, recoltat sau? Începând de la arat, discuit, semănat, tot ce trebuie. Bani. Vă dați seama că sunt niște bani și m-au ajutat foarte mult. E o treabă bună. Care vor să facă, îi sfătuiesc să facă. Dacă nu erau acești bani? Păi nu aveam, trebuia să plătesc, adică discuit, arat. Acum nu depinde nimeni, fac lucrare, adică când vreau. Azi, dacă de seară, dacă vreau să stropesc, stropesc. La anul sper să mă dublez cu terenul. Cumpărăm și pământ, dacă se mai poate. Spuneți că vreți să accesați, să mai accesați un euro. Da, da, da. Pentru ce vreți? Aș vrea ceva cu cofinanțare, să nu mai dau la samsari, să mi-l ambalez eu, adică să mi-l bag la murat, la borcane, și să mi-l dai eu mai departe. Vreți să faceți un contract cu marile rețele comerciale? Păi de ce nu? Vă faceți o mică fabrică, practic, da, să ambalați... Da, da, să ambalez. Da. Planul este să mai acceseze 200.000 de euro. Cât de bune sunt rezultatele în agricultură când apa vine atunci când au nevoie fermierii, știu cel mai bine mari agricultori. Aici suntem mulți fermieri și foarte mici și foarte mari și împreună am preluat stațiile de irigații, am fost fac un cadou de stat, practic, către noi, dar cu obligația noastră să le gestionăm cât mai bine. Mai departe am accesat niște fonduri europene și sunt un pachet de 1 milion de euro. 1 milion de euro cu grant 100%. Deci, practic, accesam
avem dreptul să folosim 1 milion de euro, fără să mai dăm niciun ban înapoi. Pentru? Mai exact pentru ce? Irigații. Pentru irigații. Mai ales, în prima fază era să reabilităm stații de irigații, motorele, tablou electric, automatizare și sistem subteran. Adică și a doua fază, țevile, care aduc apa până la destinatar final. Și a doua fază s-a putut și să compara utilaj de irigații, tip pivot, tambour, etc. Deci astea sunt program care ne ajută foarte mult. Arnaud Perrin a părăsit Franța pentru România în 1994, când s-a instalat în Ialomița și a înființat o fermă de cereale. De la 30 de hectare a ajuns la 4500. A crescut cu ajutorul banilor europeni. Am accesat două programe europene. Deci una era SAPARD, înainte de aderare în Comunitatea Europeană, în 2006, și un FEADER, care a avut loc în 2009. Acest semănător a fost luat prin acest program. Primul program a fost de 500.000 de euro, cu 56% grantul, și a doilea a fost de 1.600.000 de euro, cu grantul 60%. Am luat utilaj mult, am luat sim de irigații, am luat tractor, combin, tot ce ne trebuia la vremea respectivă. Una peste alta a fost un ajutor clar pentru noi. Am luat o combin afară, doar să vedem, am luat semănător din Statele Unite, am luat instalații de irigat, pivot de irigație, care am văzut mai devreme. Banii europeni au ajuns și în localitatea Smirna. Un crescător de pui a accesat 1 milion de euro pentru a extinde și moderniza ferma. Aici avem o linie de furajare. Sunt 4 linii de furajare, pe unde circulă furajul, având o spiră interioară care vine din buncărul exterior, și 5 linii de adăpare pe unde vine apa. Pe capătul halei avem 12 ventilatoare de fronton și 8 de coamă, ele asigurând volumul de aer necesar obținerii temperaturi optime. Mai avem și aerotermie pe timp de iarnă. Pe spate avem cooling pad-ul, cum îl numim noi, care chiar acum funcționează. E vorba de temperatura tip tunel, cum îi spunem în termeni populari, fiind necesară pe temperaturi caniculare. Au fost imperios necesare, deoarece din experiența care o am fiind născut în această fermă, am constatat că în fermele avicole ai costuri foarte mari și atunci nu îți rămân bani și pentru investiții. Nu am fi putut obține acești parametri de producție și implicit financiar fără sprijinul Uniunii Europene. Acoperișul a fost înlocuit cu panouri sandvișuri, de tip sandviș, pardon. Avem un consum redus de căldură în perioada anotimpurilor reci și un microclimat adecvat pe timp de vară, ele izolând foarte bine hala. Odată cu reamenajarea fermei, a crescut și producția cu cel puțin 40%. Planurile sunt însă și mai mari. Tot cu ajutorul banilor europeni, fermierul vrea să construiască un abator. Vreți să aveți un abator aici? Cam cât v-ar costa asta? Cam ce finanțare ați avea? De ce finanțare? Când vorbim de abator, costurile sunt foarte mari. Este vorba de minim 7-8 milioane de euro pentru a construi un abator. Până în finalul anului 2021, România va întocmi pentru prima dată un plan național strategic de dezvoltare agricolă. Acolo trebuie și județul Ilford, și județul Ialomița să-și găsească propria poziție. Și dacă vorbim despre agricultură, haideți să vorbim și despre industria alimentară și industria prelucrătoare. Dacă vorbim despre agricultură, trebuie să vorbim și despre exportul. Și atunci problema mea este, de ce exportăm sau de ce să continuăm să exportăm cereale când vom putea sau am putea exporta produse prelucrate? De exemplu, la prețuri mult mai mari. Panificație. De ce să exportăm animale vii? Și știu că pun o problemă foarte dureroasă, dar chiar știu despre ce vorbesc. De ce să continuăm să exportăm animale vii când am putea exporta produse abatorizate? Avem o pondere a serviciilor extraordinar de redusă în județul Ialomița, dar haideți să vedem, oare serviciile înseamnă neapărat marile orașe? Sau serviciile în economie înseamnă și dezvoltarea micilor localități?